Pescarul nebun. Era zi de târg, o zi frumoasă de duminică, și în oraș începură să vină din toate colțurile lumii căruțe cu oameni. Unii aveau marfă de vânzare, alții vroiau să cumpere. S-au adunat acolo mulți gură, cască, negustori, crescători de vite și țărani, nobili și circari, veni până și împăratul. Se întâmplă ca unui negustor să-i fete tocmai atunci iapa unui mânz. Toți se bucurară la vederea lui. Era mic, dar sănătos și tare frumos. Copiii începură să aplaude de bucurie la vederea mânzului, care se înspăimântă foarte tare de toată acea tevatură și de îndată ce se putu ridica în patru picioare, se ascunse între doi boi. Stăpânul mânzului a vrut să-l ia înapoi, dar stăpânul boilor îi spuse: mânzul este al meu, pentru că el însuși și-a ales locul. Porniră cu disputa la împărat, care hotărâ că mânzul trebuie să rămână unde este, cu boii drept părinții lui, pentru că el însuși își alesese locul. Omul, deși fusese nedreptățit, nu a avut ce face. A doua zi, împăratul ieși la plimbare cu caleașca, iar în mijlocul drumului îl întâlni pe stăpânul mânzului. Avea o plasă de prins pești în mână și în mijlocul râsetelor celorlalți se prefăcea că pescuiește. Dar tu ce faci? Îl întrebă împăratul. Pescuiesc, măria ta, răspunse stăpânul mânzului. Dacă doi boi pot avea un mânz, de ce n-aș putea eu pescui pe uscat? Împăratul și-a dat seama de greșeala ce făcuse și pentru a nu râde lumea de el că nu e om cu judecată, l-a pus pe stăpânul boilor să-i înapoieze mânzul proprietarului de drept.